luni a ținut regimul alimentar și a făcut sport pentru a ajunge la rezultatul dorit. Nu este niciun secret faptul că Ana Maria Prodan face parte din categoria vedetelor care sunt extrem de atente la imaginea lor. Surprinsă anul trecut, a fost surprinsă de paparazzi pe o plajă din România cu o siluetă puțin mai robustă. Vedeta a luat imediat măsuri, iar acum are niște forme de invidat. Cum a ajuns Ana Maria Prodan la o siluetă de sirenă, celebra impresară a pus mai întâi sănătatea înaintea aspectului fizic. Asta că nu și-a dorit să micșoreze centimetrii din talie într-un timp foarte scurt, ci a preferat să o facă treptat, pentru a nu-și pune sănătatea în pericol. Astfel, Ana Maria Prodan a ținut o dietă de la care nu s-a abătut timp de 8 luni. Însă acesta nu este singurul lucru care a ajutat-o în lupta cu kilogramele în plus, ci a îmbinat mâncarea sănătoasă cu sportul, iar rezultatul este unul pe măsură. A slăbit până la 17 kg și a fost foarte atentă la regimul alimentar. Afacerista a mărturisit că de la 72 de kg am ajuns la 55 de kg mâncând salată de roșii și castraveți, paste și consumând câte 3 litri de apă pe zi. Am fost destul de atentă cu alimentația. Mi-am dorit să slăbesc, să mă simt bine, dar am avut grijă să nu exagerez cu chestii nesănătoase. Am mâncat salate de castraveți și pește cam o dată pe zi, am avut grijă să consum în jur de 3 litri de apă, iar mișcarea a avut un rol esențial. Mi-am făcut timp să ajung la sală de câteva ori pe săptămână, deci am un program destul de aglomerat. Bineînțeles, procedurile și tratamentele corporale au avut și ele un aport important în demersul meu de a ajunge la greutatea aceasta. Masajul, remodelarea corporală cu aparate de ultimă oră au fost doar câteva dintre acestea, a mărturisit soția lui Laurențiu Reghecamp. La 46 de ani și la cele 55 de kilograme, Ana Maria Prodan se laudă că a ajuns să poarte măsura X și să la anumite branduri. De îmbrăcăminte și se simte mai bine ca niciodată în noul corp. De altfel, aceasta nu este singura schimbare pe care vedeta a făcut-o recent, ci a recunoscut că și-a schimbat și garderoba, iar noua ei abordare vestimentară este mult mai tinerească. Dantură de 10.000 de euro pentru Ana Maria Prodan. Dantura este la fel de importantă precum silueta. Tocmai de aceea a cheltuit o avere pentru a ajunge la rezultatul dorit. Nici mai mult, nici mai puțin de 15.000 de euro a costat-o procedura. Voiam să am dinții perfect și un pic mai mari, pentru că ai mei erau destul de micuți, așa că l-am rugat pe doctorul Iazanac să mă ajute. Acum sunt foarte mulțumită, povestește Ana Maria.